dragi prieteni! În această ediție avem invitați doi prieteni foarte buni, o să vedeți imediat, o să-i și recunoașteți, și doi profesori în același timp. Lena Dermengiu, profesor de limba română și interpret în limba semnelor române, și Claudiu Cosmin Costache, profesor de teologie și de asemenea interpret în limba semnelor române. Le mulțumesc amândurora, în mod egal. Am plăcerea să fiu coleg cu Claudiu, am plăcerea să fiu coleg și cu Lena, prima traducătoare, dacă o pot numi așa, de la Canal 33, la emisiunea cu Adriana Săptoiu, la subiect, Vinerea. Între timp, pe Lena, draga noastră, o puteți întâlni constant la televiziunea publică. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru faptul că sunteți alături de noi și încercăm împreună să le spunem tuturor celor care ne urmăresc, de toate categoriile, cum e povestea unui interpret în limba semnelor și, de fapt, care e povestea semenilor noștri care au nevoie de un asemenea traducător. Bună seara! O să încep cu tine, Claudiu, dintr-un singur motiv. Ești colegul nostru actual, la emisiunea La Subiect, în fiecare vineri seara la ora 19. Cum a început pentru tine, care a fost primul pas în povestea asta cu interpret în limba semnelor române? Mie mi s-a oferit oportunitatea de a studia teologie la facultatea din Pitești, unde am luat cunoștință cu limbajul mimico-gestual, iar apoi am avut posibilitatea de a interpreta în limba semnelor în biserică pentru comunitatea surzilor din București. Și de aici am ajuns să mă perfecționez, să-mi doresc să mă implic mai mult în ceea ce reprezintă comunitatea surzilor și în cele din urmă, iată, am ajuns în situația de a fi, după o perioadă de 23 de ani, în slujba persoanelor cu deficiență de auz, respectiv în munca cu copilul în învățământul special. 23 de ani, 23 ai spus? De ani, da. Mamă, când au trecut ăștia, știi? Foarte repede, având în vedere că am început această activitate de a fi profesor într-o școală pentru copii cu deficiențe de auz, aici în București, chiar din anul 3 de facultate. După ce am intrat în școală și directoarea școlii m-a pus la un test. Și mi-a spus, dacă tu chiar cunoști limba semnelor, hai să vedem dacă poți să comunici cu un copil de aici. Și a fost surprins să vadă că chiar ceea ce am spus am și reușit să fac cu acel copil, adică să comunic. Și cele de urmă mi-a oferit această oportunitate de a fi cadru didactic. Necalificat la vremea respectivă. Nu știam ce înseamnă să fiu profesor. Și spre surprinderea mea, când nu m-am așteptat la așa ceva, nu era niciun cadru didactic care să cunoască limba semnelor. În momentul ăla? În momentul acela. Acum 23 de ani. 23 de ani. Mama mea. Lucrurile s-au mai schimbat de atunci până acum. În sensul în care, la momentul de față, orice cadru didactic care dorește să intre în învățământul special pentru copii cu deficiențe de auz, trebuie să susțină o probă practică. Ea se numește, la momentul de față, comunicare în limbaj mimico-gestual și nu limba semnelor. Așa cum este legislația din ziua de astăzi, din 2020, datorită doamnei Adriana Săftoiu, și poate să vor mai schimba lucrurile. Că, trecând de această probă practică de cunoaștere a limbii semnelor, eu zic că ar trebui să fie mult mai bine aprofundată această limbă pentru cei care studiază limba semnelor și în cele de urmă ajung să fie cadre didactice în învățământul special. Acum o să vorbim cu Lena Dermengiu, care îi mulțumesc în primul rând pentru tot ce a făcut pentru noi în perioada scurtă cât a fost colegă cu noi, dar îi mulțumesc foarte mult pentru perioada constantă pe care o are în slujba acestui limbaj mimico-gestual și, de fapt, când spunem, sunt doar niște cuvinte, fiindcă în spate sunt mii de oameni care au nevoie de așa ceva. Și am să te întreb direct.
Nu ți-a fost, domnule, frică să te apuci de așa ceva? Adică, eu, unul, vă spun sincer, când m-aș gândi că, domnule, cum să mă apuc să învăț așa ceva? Dau de mâini toată ziua. Am văzut în ultima vreme, în ultima perioadă, în mijloacele de transport public, mulți oameni care au... Să nu-l numim unde. Au privilegiul de a comunica puțin diferit față de noi. E un privilegiu, aveți dreptate. Exact. Și un telefon, ca toate celelalte, să nu credeți că e special. Îmi place că ne-am schimbat și noi ceilalți, fiindcă nu mai suntem la fel de atenți în asemenea moment. Înțelegem situația și nu mai suntem băgăcioși, așa cum poate am fi fost în urmă cu 10-15 ani. Cum ai constatat, cum ai început în primul rând și cum ai constatat schimbările? Ceea ce nu știți probabil este că părinții mei sunt surzi. Și atunci mi-a fost foarte simplu. Simplu și în același timp cred că foarte greu. Am trăit într-o familie mixtă. Părinții sunt surzi, dar bunicii au auzit, unchii mei au auzit și atunci am fost un bilingv și un privilegiat, cum spuneți, și într-adevăr un norocos pentru că am avut șansa din start să vorbesc două limbi. Ca să vă răspund pe scurt, nu mi-a fost greu să învăț limba, pentru că e ca în orice altă familie mixtă, unde părinții sunt de naționalități și care diferite și vorbesc limbi diferite. Foarte bună comparație. E cea reală, din punctul meu de vedere. E adevărat ce spuneți, că dacă acum, eu am 50 de ani, dacă acum 40 de ani, mulțumesc frumos, dacă acum 40 de ani lumea se uita pe stradă când vorbeam în semne cu părinții mei, acum este o normalitate sau începe să devină firesc să vezi oameni care vorbesc în limba semnelor în autobuz, în metrou, pe stradă, în fața unui ecran. Părinții mei îmi trimit mesajele video. Când nu le răspund la telefon sau pe mesaje, răspund la telefon pe video, apelul este video, atunci îmi trimit un video. Mesajul scris este mesaj video. Da. E simplu. E foarte funny, e simpatică povestea. Și practică, sigur. Am aflat cu stupoare la rândul meu, recent, că această limbă a semnelor e diferită. Aș fi crezut să mă pici cu ceară, nu altceva, că e aceeași, e peste tot aceeași, e ca limbajul Braille, de tip Braille. Da. E bine, nu. Limbajul semnelor în limba română e unicat, ca să zic așa. Nu sunteți singurul. Și asta este din cauza lipsei de conștientizare din România. Poate și din alte țări. Dacă nu ai pe cineva în familie surd, e posibil să nu știi în profunzime că este o limbă diferită de limba vorbită. Ca profesor de română, să spunem, și încerc să studiez mai mult de câțiva ani diferențele lingvistice dintre cele două limbi, pot să vă spun și cercetând ce se întâmplă în alte țări cu alte limbi ale semnelor, mi-e foarte clar că are legătură, ca și limba vorbită, cu spațiul mentalitar în care ea se vorbește. Mm-hmm. Se vorbește cu mâinile sau cu vocea. Deci sunt diferite. Fiecare țară are o limbă vorbită și scrisă, franceză, și o limbă a semnelor franceză, germană. Marea Britanie are patru. Patru? Da, limbi ale semnelor. În cauza dialectului? Dialectelor? Avem pe Scoția, avem pe Irlanda, avem pe, UK, pe Marea Britanie. Da. Acum, nu, ca jurnalist, curiozitate, ce să faci? Vă rog. Noi suntem, ați spus că influența mentalității e evident. Da. Suntem mai calmi în modalitatea de a ne exprima sau suntem mai energici? Însemne? Da. Este identică cu cea vorbită. Este identică. Dar ca să înțelegeți, dacă îmi permiteți, sigur, să vedeți diferența. Apropo de mentalitate și influența acesteia asupra limbii și spațiului în care trăim. În limba semnelor americane, tată este așa. Este capul familiei. Așa. În limba română, tată este așa, de la mustață. Bărbații, deci la un moment... Am înrechizit în seara asta să înțelegem toate bine, așa? Da. Mamă este așa pentru că este talkative, este vorbăreața în familie, în limba semnelor americane, iar la noi este mamă, că te mângâie. Pune mâna pe față și este un gest de tandrețe. Deci, apropo de cum influențează mentalitatea și limba semnelor. Foarte bun exemplu, chiar m-a impresionat. Să vorbim puțin și despre Adriana Săftoiu, așa că îi mulțumesc lui
Claudiu Cosmin, că rezistă eroic la capitolul traducere. În Cadena Sătoiu, colega noastră de la Canal 33 și colega de Breaslă, fostul parlamentar, care la vremea respectivă a avut ideea minunată și s-a și bătut pentru ideea asta, nu cu mult timp în urmă, a intrat această lege în funcțiune. Se simțea nevoia unei legi. Vreau să știu, pentru voi, cei care o aplicați și care într-un fel ar trebui să beneficiați de efectele ei, voi cum simțiți toată chestiunea asta? Să aplică, vă ajută? Mai avem de noi ceilalți de pus în practică să vă ajutăm la rândul nostru să, nu știu, să împingem lucrurile mai să repede? Să avem niște norme de aplicare, îmi permiteți că avem o lege de 4 ani. De 4 ani nu avem norme de aplicare a acestei legi. Este un pas înainte. Legea 27 din 2020 este clar un pas înainte. E recunoscută ca limbă a unei minorități. Cred că mai important decât faptul că e recunoscută ca limbă prin această lege, limba semne, prin apariția acestei legi, spune că pe lângă cele 18 minorități naționale pe care le avem pe spațiul României, mai avem una. Pentru că este limba unei comunități lingvistice, cultural-lingvistice. Nimeni nu tratează această comunitate ca pe o minoritate. Așa cum avem minoritatea greacă, italiană, maghiară. Așa ar trebui și de aici. De aici cred că minusurile. Deci mentalitatea noastră încă mai are multe lucruri de, nu știu, compensat, de pus în practică, de pus în valoare și așa mai departe. Încă nu reușim să facem, să le aducem pe aceeași tala. Nu. Da, e complicată povestea. Creștem greu, adevărul e că este... Ne lăsăm greu deschiși, nu înțelegem, poate nu ne interesează pe cei mai mulți dintre noi și dacă e ceva ce nu ne interesează, pur și simplu nu privim lucrurile, nu privim în direcția aia. Nu știm ce să facem. Da, aici poate să spună Cosmin, rolul interpretului este și unul de conștientizare, acolo unde poate. Deci când își scoate pălăria de interpret, cred că poate să vorbească, așa cum face și dumneavoastră în emisiune, să spună ce înseamnă, cât de important e un interpret pentru o persoană surdă. Cât de important e un interpret pentru o persoană surdă, dragul meu coleg? Am putea spune că are rol și de mamă și de tată. Și pentru că tot vin din învățământ, am să vă dau un mic exemplu. Situația în care mă aflam director la Liceul Tehnologic Special numărul 3 și mi se întâmpla ca la finalizarea ciclului superior, clasa 12-a, să-mi vină doi părinți care aveau părinți auzitori, care aveau un copil cu deficiență de auz. Copilul peste vacanța de vară, când a absolvit clasa 11 și a trecut în clasa 12-a, a avut o poveste mai puțin plăcută cu un băiat și copilul exprima niște sentimente și încerca să le explice părinților despre ceea ce simte pentru acel băiat, iar părinții nu au reușit să se înțeleagă cu copilul, cu propriul lor copil la clasa 12. Adică tu îmi spui că e vorba despre o poveste de iubire? Da. După modelul lui Shakespeare, Romeo și Julieta, dar obstacolele sunt de altă natură? Am putea spune și felul acesta. Și au venit la mine în birou să le explic ce spune copilul lor. Incredibil. Da, e cam trist, ca să zic așa, pentru că urmarea acestui episod, la nivelul unității de învățământ liceu tehnologic, am înaintat un proiect cu fonduri europene, proiect POCU, unde am solicitat să avem cursul de limbaj, la vremea respectivă, limbaj mimico-gestual. Se întâmpla în anul 2018, când am primit aprobarea, el a fost scris în 2016, și am avut curs de limbaj mimico-gestual pentru părinți și inclusiv pentru copii, pentru că elevii nu aveau în planurile cadru, deși este ciudat, până în anul 2018, nu am avut limbajul semnelor, sau limba semnelor. La vremea respectivă, limbajul mimico-gestual. În momentul ăsta, fiindcă ai multă experiență ca profesor, părinții au reușit să mai treacă peste acest handicap? Mă refer la părinții din familiile în care, să zicem, că sunt
lucrurile mixte, adică unul dintre, sau amii părinți vorbesc și aud și copilul are o problemă, după cum ne-ai relatat, părinții învață, sunt forțați de realitate să învețe acest limbaj, sau de multe ori se întâmplă să, nu știu, să se înțeleagă într-un fel de limbaj care se întâmplă și când plecăm în țări externe, nu știm nicio limbă și ajungem la un fel de limba a semnelor, acolo se naște la fața locului. Da, pe scurt am să vă spun dacă în acest sens inițiativa este a unității de învățământ, da, atunci părintele putem spune că începe să deprindă cu limba semnelor. Altfel e destul de greu, pentru că vedeți dumneavoastră chiar și în învățământul special, din nefericire se cam întâmplă lucrul acesta, profesorii învață limba semnelor de la elevi. Astfel că și părinții învață limba semnelor de la proprii copii. De la proprii copii, în măsura în care este posibil acest lucru, adică la nivelul cunoștințelor pe care le are copilul. Să ne înțelegem. Astfel că de aceea este nevoie de un pic mai mult, doar dacă vine profesorul să unitatea de învățământ prin profesori de specialitate, interpreți în limba semnelor, se ofere cursuri ca suport. În deci acest în sens. Momentul ăsta în care vorbim, finalul anului 2024, n-avem, nu știu, un fel de curs pentru cei care vor să învețe, care sunt obligați să învețe această limba semnelor române. Există așa ceva? Situația e mai tristă decât vă imaginați. În acest moment, oricine vrea să învețe, nu are de unde. Universitățile nu oferă specializare de a învăța limba semnelor, așa cum există în țări europene, Franța, Germania. Dacă eu, auzitor, vreau să devin profesor la o școală specială, mă duc și învăț limba semnelor la nivel de licență, apoi fac și master dacă doresc. În România, nicio universitate nu oferă șansa cuiva să învețe această limbă, poate intra la categoria de limbi rare. Așa se numeau la un moment dat, cum sunt cele minoritare, să spunem. Nu există la nivel de universitate, nu există la nivel de Minister al Educației niciun fel de proiect prin care școlile să pună un, să înceapă un proiect pilot de cursuri opționale facultative în școlile de masă, așa cum există în Marea Britanie, de exemplu. Copilul meu, auzitor, învață religie, muzică, arte plastice sau limba semnelor. Se întâmplă lucrul ăsta în multe țări. Vorbesc de spațiul european, că pe acesta l-am studiat, să spunem, mai bine. Mai mult, cineva care vrea să devină interpret în limba semnelor, știe limba de acasă, cum o știu eu, are nevoie să facă totuși un curs, să fie autorizat, că poate știu greșit limba. În acest moment nu are unde să se perfecționeze, nu are unde să facă aceste cursuri. Deci cam așa stă. Noi suntem ca interpreți sub 100, cred, în România. Și ăștia suntem. Dacă unul dintre noi se retrage din activitate, scade numărul, pentru că alții din urmă n-au de unde să vină, întrucât, îmi pare rău că trebuie să folosesc termenul sistem, nu oferă șansa, dacă dumneavoastră vreți să deveniți, nu aveți cum, nu aveți unde. Mulțumesc. Și scuză-mă. Cum ați făcut, oameni buni, autodidact? Mie mi s-a întâmplat astfel prin Facultatea de Teologie, pentru cea de la Pitești, de care făceam vorbire mai devreme. Care e un punct zero foarte important în istoria acestei stări de lucru. Da, pentru că este singura facultate unde, în cadrul facultății, anumite discipline ne-am studiat utilizându-se limba semnelor. Am avut această șansă. Da. Acolo am învățat. Nu știu dacă mai a reușit să mă lipsească și alte facultăți de... Din nu am cunoștință. Nici eu nu știu de acest lucru. Nu. Și e trist. Cum am spune, este destul de trist. Adică ar trebui să se întâmple lucrul ăsta la Facultatea de Litere, Institutul de Cercetare Lingvistică. Nu știu, eu aș vedea universitățile, măcar din principalele centre universitare, și slavă Domnului, avem 6-8 centre unde s-ar putea porni o mică revoluție în domeniu. Fiindcă eu cred că orice limbă, inclusiv această limbă pe care o folosiți voi și pe care eu aș învăța-o cu drag dacă aș avea de unde, fiindcă până acum câteva minute eu am crezut că caut pe internet, găsesc un centru, un specialist,
îmi spune, dom'le, ăsta e prețul, ăsta e perioada de timp în care trebuie să vii, ai 4 ore pe săptămână sau cât or fi fost, dar de fapt nu e nimic, e un fel de tabula rasă. Nu e nimic de fapt. Și atunci îți faci cruce, efectiv, căci mai mulți dintre noi suntem creștini, și spui, băi, oameni buni, a trecut o perioadă de când s-au schimbat niște lucruri în țara asta. Constatăm încă o dată în plus că nu avem anumite lucruri esențiale. Și că nu știm să fim totuși uniți, un popor unit. Fiindcă sunt câteva mii, din câte știu eu, de semeni de-ai noștri care au acest privilegiu. Repet, nu-l voi numi de o deficiență. Nu, îl voi numi un privilegiu. Fiindcă de foarte multe ori chestiunea asta care îți lipsește, îți vine la pachet, din fericire pentru noi că suntem creați de altcineva de sus, și îți oferă acel creator ceva în plus. Și de obicei le oferă mai multă bucurie, mai multă speranță decât nouă celorlalți. Te-aș întreba, fiindcă tu ești profesor și te-ai întâlnit cu diverse generații, apropo, de la ce clasă, la ce fel de clase predai? De la a întâia până la a 12-a? Că în mediul universitar e clar că nu ai cum să ajungi, fiindcă nu există așa ceva. Da, este adevărat. Eu am predat disciplina religie și predau în continuare, dar am început de la clasa pregătitoare până la clasa 12-a. Am avut această oportunitate. Și cel puțin la nivelul acestui liceu, care este singur, cred că, în țară, pornește cu grădiniță și se încheie cu nivel post-liceal. Adică avem un singur liceu de genul acesta în toată țara? La nivelul Bucureștiului, cu astfel de ofertă. S-ar putea să mai existe în țară, dar sunt foarte puține. Să vorbim puțin și despre acest liceu, care este liceul tehnologic special numărul 3. Am să o rog pe Lena să ne fie parteneră de discuție și pe Claudiu să preia ștafeta. Există o zi specială a culturii surzilor și a limbii semnelor în limba română, 23 septembrie. Ați organizat recent, în urmă cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni cât a trecut, un eveniment la acest liceu. Vreau să știu cum primesc copiii o asemenea sărbătoare. Făceți-ne martor la așa ceva, fiindcă nu știu dacă o să avem ocazia în viață vreodată să vedem așa ceva. Vă asigur, anul viitor, pe 23 septembrie, voi organiza încă o dată. Pe 23 septembrie este Ziua Internațională a Limbii Semnelor și România a preluat-o ca pe Ziua Limbii Semnelor Române. Și e firesc. La nivel internațional există o săptămână în care se celebrează comunitatea surzilor și ei fac, de fapt, conștientizare la nivelul internațional ce înseamnă să fii surd. La liceu, să venim la noi, din păcate, foarte puțin. Sunt 14 școli de surzi în România, pe tot teritoriul României. Am încercat să vorbesc cu colegii la Timișoara, la Cluj, la Iași, să văd dacă se întâmplă ceva și în școlile lor. La Craiova, de exemplu, așa, unde avem colegi interpreți și profesori, și mi-au spus, nu, e ceva modest, facem câteva videouri cu copiii în care spun la mulți ani ziua limbii semnelor române. Nu mai o secundă. Dacă zic acum ceva de România educată, o să mă înjură multă lume. Dar România asta educată ar fi trebuit să ia în calcul și lucrurile astea care sunt, cum le spunem noi, în mod universitar nișate. Dar care sunt atât de importante, pentru că dacă tot ne batem cu pumnul în piept că suntem egali, că încercăm să-i aducem pe toți în același sistem, atunci hai, oameni buni, să facem lucrul ăsta. Și fac un apel către cei de la Ministerul Educației. Căutați-o pe invitata noastră. O găsiți la televiziunea publică, dacă nu aș mice spune la Canal 33. Știe mai multe, cred, decât știu toți angajații Ministerului la un loc pe subiectul ăsta. Îmi cer iertare pentru... Dacă îmi dați voie, e foarte simplu pentru Ministerul Educației. Important este să ajunge acolo. Îi dăm soluția acum, la dumneavoastră, în emisiune. Să aibă un consilier surd. Avem surzi educați, cu master în psihopedagogie, care știu foarte bine comunitatea, trebuie doar să angajeze un consilier surd și în momentul în care ei decid să facă legi politici publice pe educație, să-l întrebe și pe consilierul surd. E bine?
atinge și comunitatea copiilor surzi și a profesorilor surzi? Atât de simplă e soluția? Atât de simplă este. E un prim pas care face enorm diferența între ce avem acum și ce am putea avea. Incredibil. Am putea avea români mai ușor integrați. Și noi ceilalți, când zic mai ușor integrați, nu mă refer la minoritate, mă refer la majoritate. Da. Fiindcă asta e partea frumoasă a unei nații. Așa se naște o nație, oameni buni. Și știm foarte bine. Ne naștem când începem să ne unim, când începem să ne cunoaștem. Când faci parte, când simți că, chiar dacă nu e din familia ta parte, e, ce să vezi, e unchiul mai mare sau fratele mai mic. Sau cum îl vom numi noi? Cred că și Cosmin și toți ceilalți colegii mei pe stradă, când vedem un cuplu de surzi sau un grup de surzi care se întreabă, să o luăm la stânga, la dreapta, și noi vedem asta, tragem cu urechea, exact. Și sau spun, vrei să ajungi acolo? În limba semnelor. Este un șoc să aibă un român pe stradă, întâmplător, care știe limba semnelor. Și nu vor să știe, dar de unde, dar cum? Adică li se pare ceva atât de nefiresc să știe cineva limba semnelor, deși este foarte simplu de făcut, v-am zis, e una dintre soluții. Da. Incredibil. Să ne întoarcem puțin la sărbătoarea de la Liceul Tehnologic, numărul 3, repet. Îmi place. Nu, dacă e singurul, oare de ce a fi dat denumirea asta de numărul 3? Puteau, nu știu, să-l scoată altfel în evidență. Zic și eu, habar n-am. Să vorbim cu inspectoratele, zic. Poate că ele au un răspuns pe care noi nu-l înțelegem. La Liceul Tehnologic ne-am propus noi, eu ca organizator și ca interpret, am fost ca interpret, ne-am propus așa, să arătăm comunității, erau și părinți auzitori și părinți surzi și invitați de la instituții și Adriana Săftoiu a fost printre invitați, în care să arătăm... Am auzit că are o poreclă aparte, mă, Adriana. Adriana? Da. Nu, mama și tata cum da, sună? Da. M-am întrebat cum să treacă pe invitație. Am vrea să invităm pe doamna Adriana Săftoiu. Cum să trecem? Ce să trecem? Că nu știm. Și ce le-am răspuns eu, și acum vă rog să îmi scuzați gramatica care nu este cea mai academică, am spus-o în glumă. Dar e întâlnită pe străzile noastre? Da, este mama și tata și nașul acestei limbi. Pentru că ea s-a zbătut, s-a și bătut, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, să avem această lege la care nu avem norme de aplicare. Asta probabil fiindcă Adriana Săftoiu n-a mai făcut parte din componența Parlamentului, n-a mai dorit să pentru și mai continuă cariera politică. Iar pentru ceilalți parlamentari, nu e o miză. Nu contează orientarea, ar trebui să fie o miză, oameni buni. Poate undeva după 1 ianuarie cineva se va apuca să completeze și să ducă pe o altă treaptă povestea. Știți că Macron are interpretului personal în limba semnelor? Așa cum are un consilier de cutare, de cutare, de cutare, are și un consilier, un interpret de limba semnelor, care atunci când Macron se duce și are un discurs, o prezentare, e cu interpretul. Exact așa, alături cum face Cosmin. Povestea. Alături. Nu așa. Și nu un pătrățelul mic care este la televiziune. Da, fiindcă... și ăsta e un pas înainte. Să spunem lucrurile pe nume. E foarte greu să, nu știu, să ne schimbăm și să ne schimbăm repede. Că asta e și asta am provocare. Încercat să facem, ca să revenim la ce m-ați întrebat. Așa. Și pe 23 septembrie, de ziua limbii semnelor române, copiii surzi din această școală, de la cei mai mici, de la grădiniță, până la cei de liceu, au arătat cât de talentați sunt. Tot evenimentul a fost gândit, pentru că eu țin foarte mult la bilingvism, ce s-a vorbit în semne de către copii a fost tradus cu voce de unul dintre interpreții prezenți și invers. Când a vorbit un invitat cu voce, copiii și părinții surzi au primit mesajul. Asta e o altă soluție pentru a depăși groapa în care suntem în această comunitate. Bilingvismul. Cum facem și noi acum în emisiune. Da. Cu ajutorul vostru, pentru care vă mulțumesc de nimic. Claudiu, tu ești profesor de teologie. Și acum să te întreb ceva pentru noi ceilalți. Spune-ne, te rog, Tatăl nostru, cu ajutorul Lenei, desigur,
cum arată, ca să nu zic cum sună tatăl nostru în povestea asta. Fiindcă, cu siguranță, asta ar trebui să fie o lecție pe care le-ai ținut-o tuturor copiilor la clasele la care ai fost și ești profesor. Da, este foarte interesant pentru că, în primul rând, sunt puțini profesori care cunosc limba semnelor și, automat, atunci când le explici ceva legat de ceea ce reprezintă credința raportată la Dumnezeu și având în vedere că este ceva ce pe ei poate înțelege, Tatăl nostru pentru ei devine tot. Când așa cum este pentru noi. Cum este și pentru noi. Și pot să spun că momentele în care, iată, se întâmplă lucrul acesta să înțeleagă explicată rugăciunea Tatăl nostru în limba semnelor, altfel se raportează la ceea ce reprezintă Dumnezeu. Pentru că până la momentul în care nu cunoști limba semnelor și raportată la tot ce este legat de Dumnezeu, este ceva, cum să vă spun, necunoscut, neatins, abstract. Foarte abstract. Foarte abstract. O limbă moartă. Da. Cum mai obișnuim noi ceilalți care mai descriptem câte un manual de greacă veche, de exact, arabă. Exact. Cam așa ceva. Limbă semitică, povești de genul ăsta. Te uiți ca... Știm noi cum, nu mai e cazul să mai traducem. Așa că te rog, spre final, fiindcă mai avem 2 minute și jumătate, vă rog împreună, aș vrea să văd un tatăl nostru, în primul rând pentru noi toți, ca să știm să ne despărțim mai bogați cu ceva după emisiunea noastră. Începe Cosmin și eu îl copiez. Cum vreți, ordinea o stabiliți voi. Tatăl nostru, care ne ești în ceruri, sfințească-se numele tău, să vină împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Amin. Asta e așa. Da. Oameni buni, vedeți câte lucruri putem totuși să învățăm într-un timp foarte scurt. O formulă de salut, totuși? Una pe care ar trebui... Salut, e iconică. Este iconică. O înțelegi, da. E clasică. Sigur. N-ai cum să o ratezi. Da. Mai e și vreo formulă de genul ăsta când pui mâna în dreptul inimii? Din suflet. Că e din suflet. Și alta. Deci deja știm două, dar habar n-avem. Vă învăț și mulțumesc. Așa. De la mine treia, către da. Tine. Incredibilă poveste. Da. E o limbă frumoasă. Absolut. Foarte frumoasă. Cât timp veți rămâne în slujba ei? În slujba a limbii? Da. Cu ea m-am născut, cu ea o să mor. Nu știu. Tendința de a vorbi în ambele limbi, sunt curios aici. Este pentru egală? Este, cum faceți? E mai mult cu mâinile. E mai mult cu mâinile, da, deja, nu? Da, fetița mea aude, părinții mei nu aud și automat, cred că și aici îmi țin și de obicei când sunt în emisiuni și vorbesc cu voce, trebuie să strâng mâinile ca să... E instinctual. Și fetița deja a preluat... Învață de la bunici, a învățat de la bunici, da. Măi, oameni buni, avem totuși datorită acestei copile un semn bun. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc din suflet pentru efortul mulțumesc pe care l-ați eu. Făcut și pe care îl faceți în continuare. Și să știți că oricând aici la Canal 33, dacă veți avea nevoie vreodată de ceva care s-ar putea numi prietenie, suport, ușile vă sunt deschise. Mulțumesc! Vă salut mulțumesc. Cu dragi și vă spun doar atât. Ăsta e? Amin. Toate bune!